De mici copii învățăm limba maternă și totuși facem greșeli gramaticale, fie voluntar sau involuntar. Limba română este armonioasă, dar și grea când vine vorba de gramatică. Fiind o limbă cu multe forme flexionare și conjugări complexe, românii fac deseori confuzii. În materialul următor vom vedea care sunt greșelile uzuale. Nu ne rămâne decât să învățăm, să scriem și să vorbim corect românește. În rubrica Vox din această săptămână am decis să vedem cum stau la subiectul gramatică studenții din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Cum se scrie corect, inopinat sau inopinant? Depinde la... ce vreți să spuneți prin asta, că sunt două cuvinte diferite care înseamnă lucruri diferite. Două cuvinte diferite care nu apar amândouă okay, în dicționar. Nu știu, jur, nu știu, habar n-am. Inopinat e varianta corectă. Da. Inopinat, fără nu, cred. Răspuns corect. Cum se scrie corect, inopinant sau inopinat? Nu sunt ambele corecte, depinde cum le folosești. Inopinat fiind substantiv, inopinant... Nu, inopinat e varianta corectă, iar inopinant nici măcar nu apare în dicționar. Ok. Cum se scrie corect, inopinat sau inopinant? Inopinant. Varianta a doua? Nu există în dicționar. Inopinat e varianta corectă.